Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, suntem în seara ce apune peste Sfântul Mânsințit Mucenic Ermolae, peste Sfânta Paraschevii de la Roma și peste pomenirea Sfântului Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Prilej să vă aduc aminte că undeva în istoria poporului nostru, de mult, nu foarte tare, într-o vale în apropiere de câmpul lui Mușcel, un comonah cu numele de Ioanichie, nevoindu-se și stingându-se, a îngăduit să fie descoperit după câteva sute bune de ani și pus la dispoziția noastră, dacă mi-a îngăduit cuvântul, în apropiere de noi, sub chipul maștelor, în biserica binecuvântată a lui Negru Vodă. Poate că învățăm cât de mult ne iubește Dumnezeu și din astfel de gesturi de curtoazie ale Sfinților, care se întorc în mijlocul nostru. Cuvântul din seara aceasta este din Epistola 1 către Corinteni, capitolul 7, versetul 7. Eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul așa, altul într-alt fel. Într-un fel sau altul este continuarea discuției noastre de aseară. În fond, fiecare avem darurile noastre și chemarea noastră, unul într-un fel, altul într-altul. Viețile noastre nu sunt făcute să fie lineare, ci să fie darurile lui Dumnezeu, iar darurile lui Dumnezeu nu sunt de cele mai multe ori lineare. Merită oarecum să gândim asupra acestui lucru atunci când ne întâlnim cu oameni care par nefericiți, cu oameni care par triști, cu oameni care sunt scoși din sănătate sau pur și simplu nu mai au niciun fel de fericire. Să-i încurajăm, să le motivăm ziua de mâine cu zâmbetul și cu prietenia noastră. Nu vă alegeți prieteni doar între oamenii fericiți, deși sigur că în linia gândirii pozitive prinde bine. Purtați-le de grijă și celor care au nevoie de încurajarea voastră în momentele grele, în momentele deosebit de grele prin care trec. Credeți-mă, merită și trebuie să învățăm că, fiind diferiți în suferință ca și în împlinire, suntem în cromatica Duhului Sfânt, aceea care ține lumea vie, o lume vie în toate ale sale. Cuvântul de îndărire vine din practica vieții monahale, aceeași volum din care am citat și aseară din Părintele Arsenie Boca. Credința nu implică numai decât o tămăduire organică. Credința numai atât ne dă liniște sufletească, în orice împrejurare ne-am găsi. Viața cere și răbdare. Răbdarea e o virtute și o credință. Pe deasupra, liniștea sufletească mai asigură și convingerea că suferințele pe care le avem de dus inevitabil sunt cu un rost, pe care, neînțelegându-l limpede, nu-l aprobăm cu ușurință. Dacă ne deschidem ochii către propria noastră suferință și către propria noastră încercare, există o împăcare cu Dumnezeu care oferă liniștea. O liniște de sus și o liniște care cuprinde lumea. Merită încercați să trăim cu Hristos astfel de momente și merită, nu în ultimul rând, să colaborăm cu El. Revin suspectul providenței, nu al judecății. Suspectul acesta al bucuriei de a fi parte integrantă din gândirea lui Dumnezeu. Nu vă grăbiți să judecați pe nimeni, indiferent care ar fi păcatele lor. Mâine este o nouă zi.